dar nu ne mutăm nicăieri. Deci nu e obligatoriu, exact ce am spus eu. Ce ne vrea? Refuzați să vă mutați. Da, bineînțeles. Păi ce facem? Lăsăm toată casa și plecăm? Unde ne ducem? Da. Deci ai să vă da. Ce v-au zis cei de la primărie? Vi s-au oferit o explicație? De ce anume trebuie să vă mutați? În cazul că trebuie de reparat, de repare, că doar... Da. În casă oricum nu vine nimeni să repare. Da, aveți crăpături în casă? Ei, păi, să se treabă crăpături, dar... Dar nu vă e teamă să stați, să locuiți aici? Nu, se sur, nu crăpături. Așadar refuzați mutarea. Da, bineînțeles. Nu ne mutăm nicăieri. Locuiți aici de viață? Băi, de aici nu plecă. De când s-a dat blocul în folosință, din 66. Da. Și a fost și cu tremur, a fost și... Da. Nu ne-am speriat. Dumnezeu ne ține. Cum vă numiți, doamnă? Eu Platon mă numesc. Dar aici e sora mea, Drăgoi. Da. Mulțumesc frumos.